La bibliotecă, cei care își caută un loc de muncă se pot informa despre cum își pot mări șansele la angajare. Au avut loc întâlniri cu scopul de învățare unor tehnici de căutare a informației corecte despre locurile de muncă, dar și despre realizarea documentelor de angajare. Pentru randamentul pe care această inițiativă l-a avut, Job Club va continua și în 2012. Râmnicu este un oraș universitar. Avem atâtea universități. Termină anual promoții de studenți mai mici sau mai mari. Care este strategia autorităților pentru absorpția acestor tineri în piața muncii? Pentru că, la un moment dat, activitatea pe care o desfășurăm noi de a instrumenta cu posibilitatea, cu tehnicile, nu, de întocmirea unui dosar și de participare la un interviu, fiindcă asta am făcut și faptul că îi ținem la curent cu ce posibilități ar fi, ne rămâne, cum să spun, la jumătate, dacă totuși în piața muncii nu există o strategie și locuri de muncă necesare. Aș face aici un apel de colaborare în anul acesta pe ideea Job Clubului și cu întreprinderile mici și mijlocii. Dacă există în continuare o asociație, să colaborăm, pentru că, sigur, noi muncim, ca să spun așa, gratuit și în interesul unor întreprinzători care ar putea să găsească candidatul ideal.